Totuși, cum se întâmplă unele lucruri, promiți în campanie spitale regionale, câștigi alegerile povestind cât de tare va fi sistemul medical după câțiva ani cu tine la conducere, apoi, după o perioadă, te lasă spatele și te internezi. Unde? Într-o clinică privată, normal. De-aia zic, uneori pare că acolo undeva cineva are încă grijă de unele chestii, nu? Vax populi. Ce părere aveți de domnul Liviu Dragnea? Eu am o părere foarte, foarte, foarte... Sunt ofticat. Sunt ofticat că s-a îmbolnăvit. Pare rău. Sunt terminat în cazul lui care l-a pățit. De ce? De ce? Pentru că a făcut de tot. Eu spun ceva, eu n-am nici de-aia, cum îi spune, ajutor social. Dar ce a făcut Liviu Dragnea, n-a făcut niciun conducător la țării. Asta e șmecherie pe față, să scape de mandat ăla de 3 ani sau nu știu cât are. Da, trebuia să ajungă la... La DNA acolo. Și acum, dacă el trebuia să se apropie ora de cercetare sau ziua, s-a internat în spital. Nu credeți în hernia asta de disc? Absolut. Absolut. Nu. E vrăjeală pe față. Ideea e că nu știi cu cine. Cine e drept, cine e sincer și cine e... Înțelegeți? Dar poate o fi și bolnav, nu știu. Că Dumnezeu așa zice, ca să credem pe ce bolnav. Deși a apărut acum imediat așa hernia asta de disc, nu știu ce să cred. El a fost pentru cei săraci. Domnul Dragnea? Da. Ce părere aveți? A făcut hernia asta de disc? Credeți că muncind pentru noi a făcut asta din cauza problemelor? Pentru noi a făcut-o. El este, am văzut, are o vorbă plăcută, dar sunt o parte din lume care face răul. Noi trebuie să avem o lege bună. El spune despre cei din Parlament. Să facem bine la cei săraci. Ce e sfat azi de-a? Să poarte un brud ăsta ca noastră? Da. Ia, cum ar trebui să fie? Uite, ăsta e brud, s-ar trebui. Brud țărănesc. Uite, ăsta e. Da, bre! I-ați recomandat domnului Dragnea? I-aș da și lui unul, ce are? Un brud ăsta. Da, e bun ăsta, că el mai are și o problemă. Are porumbița aia tânără și face eforturi cu ea. Să-i dea Dumnezeu sănătate și să ne conducă încă 5 ani. Vă pare rău că a ajuns acolo? Nu, îmi pare rău că a ajuns, doamne ferește. Boala e boală. Boala nu, cum să zic, boala nu ține loc de funcție, nu alege funcția. Boschetar sau parlamentar, tot la 2 metri ajungem. Nu mai cred în mine, dar în altcineva. Este internat la o clinică privată, domnul Dragnea, nu s-a dus la un spital? Vine pe spinarea omului sau pe capul omului. Da. Cu o fi un scenarii decât medicii poate să spună. Dar noastră ce bănuiți așa? Aveți vreo... Nu am ce să mai cred, atâtea minciuni și atâtea chiovești și atâtea domnul președinte Iohannis e cu noi în stradă și că restul lumii nu-i cu el. E internat într-o clinică privată și nu la stat, el care spune că e mare patriot, ce părere aveți? O părere bună, BDC. Nu se duce la spital cum ne ducem noi, el s-a dus la cei privați. Acolo este o parte de oameni buni.